George Socodean. Bună seara, George, ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâmplat. Eu am marcat, noi nu am marcat. Noi am avut ocazii multe și nu am fost inspirat la finalizare. Am avut și eu cele două ocazii în prima repriză. Dacă eram mai inspirat să dau din prima, la prima ocazie, probabil am avea șanse mai mari să marchez. Dar la repriza a doua am dominat jocul, am avut multe ocazii și nu a căzut golul. Acel penalti care putea să schimbe puțin soarta partidei. Spune-ne, George, totuși vorbeai de prima repriză de ocazie, însă prima repriză dominată clar de cehi. Ce n-a mers? Nu prea a înțeles lumea. Legătura dintre mijlocul terenului, parcă n-a existat, n-a fost agresivitate, primii la minge ei. Da, știam cine așteaptă, că sunt jucători care ajung foarte repede în careul nostru și se apără, fac... aleargă foarte mult dintr-un care un altul și ne-au surprins puțin, dar cu toate astea puteam să marcăm pe ocaziile care le-am avut. Repriza a doua ne-a montat și s-a schimbat puțin jocul, probabil și din cauza că au dat ei gol și s-au retras, dar trebuia să marcăm. Surprinși și la acea fază fixă în care v-au păcălit un pic? Da, am ieșit târziu, cred că eu l-am scos din offside pe jucătorul lor, nu trebuie să revet faza. Am ieșit fără să ne uităm la oameni și lucrul acesta ne-a constat. Altfel CFR-ul la Praga? Cu siguranță altfel? Da, am avut meciurile până acum în toate tururile și cu siguranță vom face un meci bun și sperăm să ne întoarcem rezultatul. Da, mulțumesc tare mult, George!